Hai, salutare lume și bine v-am găsit la un nou Let's Play, băi băieți, cu Metin 2 Alaska. Băi băieți, am zis să mai postez și eu Alaska pentru că am rămas în urmă cu acest server, adică cam postez un videoclip pe săptămână și am zis haide să mai postăm Alaska cu totuși că s-au băgat update-uri noi, băi băieți, update-uri care, nu știu, din punctul meu de vedere sunt cele mai tare update-uri văzute pe un server de Metin pe care, în câte am jucat eu. Pentru că Alaska era, rămăsese la sistemele vechi, acum a trecut și el, a evoluat puțin la... Adică este în ton cu serverele noi apărute. Deci, din prima vedem că interfața s-a schimbat, care îmi place foarte, foarte mult. O să vedeți pe... Vă zic acum că 50% din conturile banate au fost debanate. Ca să știți, nu știu... cazul sau ce, depinde ce ați făcut, dar cred că alea din 2014, nu cred că s-au, 2013-2014 nu cred că s-au demarat, doar astea 2015-2016 care sunt banate de curând, cred, nu știu, nu am informații cam câte, știu că doar 50% din conturi au fost debanate. Deci, s-a băgat update-uri noi, unul dintre update-uri este puțin mai vechi, dar poate nu știți de el, o misiune nouă la Uriel, 50 de pietre a lui Nemer, pe care îl găsiți în mapa King, o dată pe oră și misiunea oferă 11% tare împotriva raselor, să fie echilibru cu rezistența de la Master. Mamă, câte mesaje am. What the fuck? Da. Încă mai e cod. Trebuie să facem misiunea asta, sper să... Dar nu mai am mesajul personalizat, unde e? Mă și speriase. Bun. S-a adăugat magazin general în V3, dar nu știu unde o fi. În fine. S-a crescut puțin DMG-ul la War. Acum când te teleportezi, o să te dai cu HP full, adică nu o să te mai dea cu minus 50k. Bugul la pet a fost rezolvat. S-a scos drop de la urechile lui Tanaka și va fi pus în mapa Tanaka drop la vouchere de 50 de bani. Drop bun. Cu aceste vouchere poți compara iteme cu costume de pe site în valoare maximă de 150 de ron. Foarte tare, asta ajută playerii începători care nu au pus posibilitatea să doneze, nu știu de ce pula mă bâlbâi. Așa. S-a rezolvat bugul de la armele de 95. S-a pus la evoluat petul Sheldon și Cooper într-un P9 Baby Panda care are folosit de la sigiliul Driade. S-a refăcut lista de donații pe site și s-au scos temele inutile. S-au schimbat iconele de la Petru ca să le puteți deosebi mai rapid, adică la Petra Zador care l-am eu. Arată că era Zador. S-a adăugat ceas lângă minimapă. S-a adăugat timp la piatra grupei, o poți folosi o dată pe oră pentru a se evita bugul la războinic, aură și mental în același timp. S-a adăugat magazin general în țara Tanaka. S-a adăugat mesaj atunci când dai emoții la o persoană, acea persoană să știe că ai dat emoții. Și duetul de ieri, care s-a făcut ieri, este următorul. S-a desfințat regatul roșu și i-a mutat pe toți la regatul albastru. Deci nu mai există regatul roșu. S-au debanat de conturile făcute după data de 1.1.2015. S-au refăcut două regate, alb și negru. S-a schimbat pozele din client. S-a adăugat efect pentru critică. Cred că la critică asta să pun și eu efectul. Scuză-mă. Bun, deci vă vedeți cam ăsta ar fi update-ul. Este un update, v-am zis, care Alaska a evoluat puțin și a trecut, ca să zic așa, este, v-am zis, este în ton cu celelalte servere de meeting, adică cele model 2016, ca să zic așa, pentru că în 2016 s-au băgat toate ratele astea de sisteme, că mie îmi plăcea. Bun, hai să vedem și noi.
Regatul alb, regatul negru. Nu știu la ce sunt. Hai să vedem și noi cum arată Alaska cu două regate. Cred că este populat în ultimul hal, da, aici sunt. Ok, hai să vedem și noi cam cum. Deja am lag. What the fuck? Pentru că ăsta unii? Da. Este prea... Ba da. Deci nu este cine știe ce populat, ca să zic așa. Foarte, foarte tare. Bun, de pe tare costumă pe care. Așa. Bun. Hai să vedem și cum arată și regatul negru, pentru că... Na. Negru. Vin mesajele ca pe... Bun. Nu s-auzea muzica. Așa. Bine că am văzut că mi-a zis să dau muzica mai încet, dar dacă dau muzica mai încet, o să mi se audă bușit de la microfon, pentru că am dat un milion și ceva microfon de căcat care era mai bun celălalt de 15-20 de lei cât am dat pe el. Așa că o să strâmban să-mi cumpăr alt microfon, pentru că, bă, dar nu știu de ce nu mai zic păpurat așa Alaska cum era înainte. Bine. O, ce costum mișto are ăsta. Foarte tare costum. O să citim și mesajul imediat. Pentru că... Na. Și am văzut, dacă vreți în continuare episodii cu Alaska, ziceți, pentru că... Am văzut, de fapt, sincer să fiu cu Metin de Alaska, mi-am zis ca canal. Țineți minte că am pus primul videoclip cu Metin de Alaska și vreo 5 zile am continuat cu Metin de Alaska și după aia s-a deschis Origins-ul. Și după aia am început pe Nukiu Gaming. Salut, salut. Nu e. Ăsta nu e. Am trebuit deja. Mamă, ce mesaj vechi. Ești dar, nu sunt dar. Bă. Salut, salut. Mersi, salut. O să vadă că i-am răspuns, chiar dacă nu e on. Așa. Ouch. Da, m-am reapucat. Am uitat că e on. Bun. Salut, dăm un set. O să dăm. Așa. Oh, perfect, cred că dăm, o să dăm un set. Vezi că sunt și freză. Depinde de oferte. L-aș vinde pentru că v-am zis, nu prea mai joc Alaska și... Nu știu, să... Undeva la, nu știu... Cât să iau pe... Păi arată pe măsul. General. Bun, hai să vedem... O să dăm un set acum cu Cristi, dar sper să nu aibă misiunea cu ăla, pentru că... Frumos costum. Mersi frumos. Așa. Cine dă un set? Bun. Tenta și pe mine să fac un mare. Mă tenta și mie să mă fac par, pentru că... Doar Hadon Ninja, pentru că... Nu știu, place așa cum dă și place arcul la asta, adică dă... Pe... Dă pe hit ca... 6-7-8K. Bun.
Păi găsi și eu pe cineva care așa un set, dar sper să nu aibă alea aia, cum îi zice. Misiune cu nemere pentru că eu nu le am și... na. Da. Nu-mi place, frate, personalizate numele astea epic. Eu vreau să am personalizatul meu, de-aia vreau să-mi pun și eu asta, să fac eu un personaj maker. Am niște idei, dar... hai să dăm un set. dacă nu dau cu raw, what the fuck, o să dăm cu... nu am set. Nu am set. Ai. Lasă că dau. Dacă vrei să apari, vino cu 4-3. Dar sper că are și el generală. Sper că are generala. Că dacă are generala e de rău. Bă, nu știu ce merge așa de rău calculatorul ăsta. Nu că nu mai mi se teleportează. Cred că s-a rămas blocat. Da, am zis de crash. Hai să vedem ce dăm set cu băiatul ăsta. Eu îmi libere frumos, e ninja. Cred că am set de ninja. Bă, ninja, 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 ninja. Da, am citit deja pe mine, wow, ce tare. De fapt, să jucăm așa dacă am dat, pentru că, no. Punem toate prostiile care le avem pe aici. Punem și o freză ca să părem șmeche. Go. Hai să vedem, nici am mare parte, nici nu prea are șansă să se bată cu cineva, dar hai să vedem, de dacă și cu inele, clar. Go. Aolo. Toți aveți o problemă cu acestul, nu înțeleg. Frate, dați-vă, înainte să începeți dorul, dați-vă scutul jos, pentru că ăsta e cel mai important. Hai, cuințe, hai, că te țin pe jos. O, ce tare e sistemul de critică. Unul de rău. Da, n-am jucat și la skill. N-am jucat la tactică. Bine, tactică nu prea am. Ce să vorbesc ca Iurea, dar tactică nu prea am. Pentru că știu că nu prea am tactică, dar na. Hai, trebuie să le iau mult la hit-uri ca să-l țin pe jos. What the fuck, ce când zică mi-a dat? Hai, hai, bate, hai. Am murit. Da. Ai luat o critică ca lumea acolo, nu știu cât scada, nu contează. Dar sigur am eu tot setul pe mine, că... par așa dubios, adică... și cred că iau multe hituri. Aaaa, greșeala mea. Nu fi poifu meu. Greșeala mea, pentru că nu sunt atent. Și mi-au și bătaie, nu știu cum poate să fac asta. Eu am greșit la... m-am grăbit să fac duel cu el. Hai să vedem. Go. Stai că nici am cor. Go.
perversă. Și tare și sistem cândva pur. Perversă. Băi, ce tare sistem cândva pur. Aolo, paralelule. Perversă. Ce tare e sistemul să-mi dau pula. Îmi dai critica, pare pervers. Perversă după termenul onda. Foarte tare pinguinul ăsta, are o imaginație și nu știu, e cel mai tare onda care l-am cunoscut vreodată, nu știu, părerea mea. Perversă, păi, perversă. Are băiat un pic de tehnic, oricum nu e slab, doar că greșește așa încă n-a. Uf, unul, da. Trei, unul. Hai cu aia că termin setul cu tine și aia e pe ziua de azi. Da, hai că mai dăm și cu tine până acolo. Go. Nu se terminăm cu el, pentru că după aia o să dăm și cu teroristul și vă facem destul ăsta de o oră, pentru că... De ce pula mea nu se pune hit-ul? Mai... Aolo, ce-am greșit. Aolo... Asta e duelul lui Sigur, dar că... Sunt prost. Am greșit, m-am bătut singur de data asta. De fapt, dacă dau critică. Cum am zis? Hai de capul meu, 3D. Uf, îmi iau și bătaie. Dau cam puțin, sper să n-ai băcurea pe ea, adică... Poate o avea misiunea cu Master și eu, nu? O să facem și pe aia cu Master, pentru că mai avem 14 bastoane și mai avem și niște costume de vânzare și sigur o să o fac. Facem și fără cur, că ăsta e șmecher, sper să nu dea rulantul, că n-are șanse. Ăsta-l ține mai pe jos. Bravo. E cam rău fără cur, că iau hit-urile cam. Cred că ăsta o să fie de lui dacă... Wow, o când rotezi așa. Ah, 4-2. Mai dă și tu niște seturi pe Alaska. Pe Alaska e serverul unde te înveți să joci, chiar dacă are el bug-uri vizuale, chiar dacă are tot. Nu știu, e serverul unde eu m-am învățat. What the fuck, de ce am luat așa? Stai. Stai că... Am... Da, de red. Bun. Bun. Go. Bă, da, projo. Dar ce te-a dat șișca, nu înțeleg. Hai că am dat și eu critică. Bun. Hai. Hai, un set de 3, sper să nu iau bătaie, adică... Cura aia... Trebuie că întreb încă, na? Sper să nu bagi el cura, în fine, hai, go!
Atace. Go. Hai cu aia odată, că mă grăbesc. Că stau 30 de minute la randată. 30 de minute de clipul, cred că stau vreo 4-5 la randată. Go. Aolo, că stau. De ce pula mea iau și moca? Oh, ce se trebuie că joc ca pula? Cred că o să pierd. De fapt, e ca mare band, am zis, când au spiritul el să... Na. Și am văzut niște comentarii pe tot că ce că am zis eu că sunt cel mai bun ori după ala. Nu sunt frate, eu joc așa la Panaram, sincer să fiu, dau skill-urile când... La Panaram nu prea știu să joc, am zis și nu e dar pentru că... Nu știu să joc și... Da. Go. Mamă, dau doar 4K în pula mea și ce că n-are purea, ce pula mea, are nici mai cu unele. De ce dracu dau doar 4K? 3. Dau 4K în pâle, mă, zici că sunt... Ai nemere. Când dau puțin rău nu mai zic nimic că n-are rost. Ce-a dus dreptatea trebuie să du-te în mod smut. Hai go. Bă, dacă nu-l ii la hit-ul când trebuie, bă, n-ar. Dă 4K în pula mea și îmi zice mie că... Doamne. 2-1. Cam ciudat oricum. Dau 4K. Când trebuia să dau... 5K normal. Leger. În fin, dacă parcurea zici că sunt prezint. Lasă așa. Băi, băi, nu știu, dar dau prea puțin, adică... Go. Go. Să vă discuți pula mea. Ori are NMR-le, ori contul meu e bugat în pula aia, că dau 4K, zici că sunt... Ai uitat frate. Go. Mamă, mușcat ești de MG-ul, să-mi bag pula în el de MG. Cum pula mea dai 12K pe am buscadă, lasă pula mea. Și dacă ai... Și ce? Nu cu aia, o să băgă și mecurea pentru că pula mea, chiar dacă ne simți da el, dau prea puțin așa că mă piși pe el. Nu mă interesează. Pula mea, dau prea... Ia uite că n-aveam scutul, du-te în pula mea.
Go. Nu poate, dau prea puțin. De trei, nu? Go. E doi egal, bă, băieți, hai să vedem cine ia duelul ăsta, că sunt curios. Dar vă spun eu că are curent, dau. Da, hai odată, frate, că nu s-a după tine, să bag pula, zici că... Mai și fuge, bravo, păi, fuge în pula mea, că... Ia uite! Găgă. Bun. L-am bătut, frate, pentru că am băgat curea, pentru că știu și el, că știu și eu că el are curea. Deci cam atât a fost, băi băieți, cu acest videoclip mirobulant. După Alaska, probabil că peste vreo 2 zile, 2, 3, 4, maxim 3 zile, să zic, va mai urma un videoclip cu nu pot. Trebuie să ies. De-aia am zis și de trei. Așa. Deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că pe mine mă motivează foarte, foarte, foarte mult să continui cu această serie. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like. M-am mai de 3 ori, dar nu știu ce pula mea repet așa. Și dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul meu, pentru că pe mine mă motivează foarte, foarte mult și vreau cât de curând să ajungem la 300 de abonați, pentru că v-am pregătit o surpriză foarte, foarte tare, pe care sigur o să vă placă, un giveaway foarte tare pe Alaska, cât și pe Origins. Poate va urma unul și pe NQG, depinde ce iteme voi mai face, văd eu ce mai fac acolo. Deci cam atât a fost pe ziua de azi, până data viitoare, adică până mâine, vă urez multă, multă baftă și o zi frumoasă în continuare. Salut!